convocați pentru astăzi în ședință ordinară, prin dispoziția numărul 28 din 18 februarie 2016, emisă de domnul primar. Din consultarea prezenței, rezultă că sunt prezenți 10 consilieri, absentând deocamdată doamna consilier Berian. Fiind prezentă majoritatea consilierilor, ședința este legal constituită și își poate începe lucrările. Rog pe domnul primar să prezinte proiectul ordinii de zi. Domnul cameraman, vă rog să filmați prin cortul de acolo, poate e reușit să... Adică ați creat cu anumite parte din cea de acum am fost sigur, mulțumesc. Mulțumesc corpului. Vă rog să-mi acceptați intervenția că avem prea mult să ne deținem asta. Într-adevăr, sunt condiții ca să putem începe activitatea pentru deliberare, așa cum facem de obicei. Mă bucur de prezența celor care formează deliberativul comunei, în egală măsură colaboratorii din primărie. Și să începem conform regulamentului care ne guvernează activitatea. Dumneavoastră ați luat cunoștință de ordine de zi, ați procesat-o în ședințele pe comisie de specialitate, eu o să reamintesc și s-a evit o problemă care trebuie rezolvată cu celeritate, o putem rezolva pentru că este de utilitate pentru aplicarea legii în cadrul comunității, vă s-o anunț. În continuare, după ce reamintesc ordinea de zi cunoscută de dumneavoastră. La primul punct avem un proiect de hotărâre privind aprobarea cotizației la patrimoniul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Bacău, ADIBU, cum este cunoscută de noi într-o manieră prescurtată, care se ocupă de gestionarea apei în județ. Inițiatorul sub semnatul. La punctul al doilea, tot un proiect de hotărâre privind aprobarea programului de gospodării și împrumutețarea comunei pentru anul 2016. Inițiatorul domnul viceprimar. Punctul al treilea are ca propunere un proiect de hotărâre privind aprobarea modalităților de identificare a beneficiarilor stimulentului educațional cu formă de etichete sociale. Inițiatorul sub semnatul. La punctul 4 avem o informare cu privire la activitatea desfășurată pe cadrul comunal în anul 2015. Prezintă domnul Grigore, viceprimarul comunei. La punctul al 5-lea propun să continuăm cu un proiect de hotărâre privind aprobarea taxelor de păstrunat și a taxelor de sclavă pentru animale pe anul 2016. Inițiator, domnul viceprimar, după cum se observă, se poate spune că este o deliberare cu dedicație pentru domnul viceprimar. Mai aveam cu tuma noastră solicitări adresate Consiliul Local și problema care s-a ieșit, chiar astăzi am primit documentația care obligă la adoptarea unei hotărâri. Este vorba de proiect de hotărâri cu privire la rectificarea bugetului comunei noastre pe trimestrul 1-3. Anul curent. Am redactat deja cu ajutorul doamnei contabil proiectul de hotărâre. Domnul secretar a redactat avizul pentru legalitate, expunerea de motive, care este simplă. Să continuă această introducere pe scurt a noutatea respectivă. Este vorba de niște sume acordate care asigură finanțarea conform legii 284, care se referă la stimularea prezenței copiilor în grădinițe. Este vorba de copii care provin din familii defavorizate. Finanțarea începând cu luna februarie. Procedurile pentru aplicarea legii în teritoriul comunei au fost deja demarate.
Pe procedură, domnul secretar, nu știu dacă a fost văzută de Comisia de Specialitate. Chiar dacă n-a fost văzută, pentru că lucrurile sunt în temei legal și sunt într-o situație de celeritate pentru copiii din comunitate, mai ales când vorba de familie defavorizate, eu solicit îngăduință din partea dumneavoastră pentru a putea fi completată cu documentele prevăzute de regulamentul de redactare, dezbatere, pentru a putea fi validată în dezbaterea dumneavoastră. Deci solicit să dați dovadă de bunăvoință să acceptați acest proiect de hotărâre privind rectificarea. Dacă sunt comentarii, cred că este bine să le clarificăm de la început în legătură cu această problemă. Sunt comentarii? Bun. Atunci să pun la vot ordinea de zi, cunoscută în prealabil, împreună cu adiționalul formulat. Cine este pentru? Mulțumesc pentru acceptarea unanimă. Domnul sau doamna președinte de ședință, tot domnul Apol. Pe viață. Bravo, pe viață. Eu cam vreau că trebuie să obțineți ca idee prima intervenție. Eu vă mulțumesc că v-ați ascultat. Și-am dat dovadă de bunăvoință maximă. Domnule președinte, vă predau. Mulțumesc, domnule primar. Vă doresc succes. Mulțumesc. Domnul primar, domnule vicer, stimați colegi, stimați invitați. Începem cu punctul 1 al ordinii de zi. Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului de bază, dar luna trecută. Domnul secretar. Da. Deci, procesele verbale încheiate în ședințele ordinare din 27 ianuarie 2016 și extraordinare din 31 ianuarie 2016. Referitor la procesul verbal încheiat în ședința ordinară din 27 ianuarie 2016, dacă pe marginea acestui proces verbal aveți de făcut obiecțiuni, modificări, completări, adăugiri, dacă nu, supun la vot. Cine este pentru? Mulțumesc. Deci, în unanimitate, procesul verbal încheiat în ședința ordinară din 27 ianuarie 2016 a fost aprobat în unanimitate. Referitor la procesul verbal încheiat în ședința extraordinară din 31 ianuarie. Tot la fel, dacă sunt ceva probleme, dacă nu, supun la vot. Cine este pentru? Da. Deci, în unanimitate de voturi a fost aprobat și procesul verbal încheiat în ședința extraordinară din 31 ianuarie 2016. Mulțumesc, domnule președinte. Poftiți. Începem cu punctul 1 al ordinei de zi. Proiect de hotărâre privind aprobarea cotizației la patrimoniul Asociației de Dezvoltare Interterritorială Bacău pentru anul 2016. Domnul primar. Da, mulțumesc. Ne-am mai întâlnit cu acest punct la prezentarea anterioară, de obicei o dată pe an, dacă e vorba de azi. Chiar și în dezbaterea de la precedenta ședintele Consiliu, am avut un proiect de hotărâre de aceeași factură, numai că se referea la aprobarea cotizației pentru Asociația Intercomunitară pentru Salubrizare, ADIS. Acum avem de-a face cu Asociația de Profil pentru gestionarea problemelor de apă în cadrul județului. Făcând parte dintr-o asociație, deci, practic, argumentația mea merge pe același calapod. Orice asociație are un statut. Statutul, de obicei, este structurat pe două părți. Dreptul și îndatoriri, la capitolul obligat, la capitolul îndatoriri, orice asociație prevede în scopul autofinanțării sau elementelor de autofinanțării și plata unei cotizații. Quantumul, am explicat,
și în documentația care îmi revine, la expunere de motive, este același de anul trecut. Deci, respectiv 100 de lei. În mod firesc, trebuie aprobată. Eu vă rog ca să o aprobați. 100 de lei? 100 de lei. 1000. Nu. 100 de lei. 100 de lei a fost și anul trecut. Dacă vă aduceți aminte, pentru localități, dacă îmi permite. Da. Pentru localitățile care nu erau prinse cu investiții prioritare în perioada 2014-2020, cotizația a scăzut la 100 de lei. Deci anul trecut a fost tot 100 de lei și tot 100 de lei a rămas și anul. De penitență din partea acum, pentru respectul lui, o să dau citire proiectului de hotărâre. La primul articol, propun aprobarea cotizației anuale la patrimoniul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Bacău-Adiv în cuantum de 100 de lei pentru anul 2016. Articolul al doilea, mandatarea domnului Andruș Nicolae cu calitate de reprezentant al Unității Administrative Teritoriale prin adunare generală Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Bacău-Adiv să voteze în conformitate cu prevederea articolului 1 prezentul proiect de hotărâre, precum și după cum urmează pentru județul Bacău 250.000 lei pentru localitățile de rang întâi, adică pentru municipiul Bacău, același quantum, 250.000 lei, pentru localitățile de rang 3, cuprinse în proiectul extindere și modernizarea sistemelor de apă și apă uzată în județul Bacău, 20.000 lei, Lănin Moldova, 3.000 lei, comunele cuprinse în lista de investiții prioritare pentru perioada 2014-2020. 1.000 de lei, comunele fără investiții în infrastructura de apă și canalizare, 100 de lei. Ultimul articol, în fază de propunere, are următorul conținut după aprobare. Hotărârea va fi comunicată persoanei nominalizate în articolul 2, asociate de dezvoltare intercomunitară Bacău-Adiv, prefectului județului Bacău și va fi adusă la cunoștință publică în condiții de lege. Și am atât în prima intervenție. Comisia numărul 1, domnul președinte. Da. Așa, domnule. Doamne și domnul consilier, domnul invitați, domnul primar. Noi, Comisia numărul 1, am luat la cunoștință în cursul de bilet, ședința de comisii de acest proiect. El nu-i mult, 100 de lei. Așa, care v-am ajutat favorabil. Vă mulțumesc. Dacă cineva dorește să vă cuvânt pe marginea acestui proiect. Dacă nu dorește, nu propun spre aprobare. Cine este pentru? În unanimitate s-a votat. Punctul 2 al ordinii de zi, proiect de hotărâre privind aprobarea programului de gospodărie și finanțarea cu funcție țara comunei pentru anul 2016. Dar tot de mă zice cum a fost. Da. Eu să ziceți. Vă plăieți. Vreau să ați citit aceste proiecte. Propun articolul 1. Aprobare de modalități de identificare a beneficiarilor timpulentului. În frumusețare. Eu da, da. Nu era... Asta e ultimul. Programul de gospodărire și împrumutățare a localității Bogdănești, județul Bacău pentru anul 2016, conform anexei care face parte integrată în prezentul proiect de hotărâre. La articolul 2, după aprobarea domnului Ionel Vasile, secretarul comunei, va aduce hotărârea la cunoștință publică prin afișarea la sediul Consiliului Local și o va comunica primarului Comunei Bogdănești, domnului Ionel Vasile, primarul comunei și instituții prefectului de Bacău.
punem proiectul. Avem referatul doamnei Toma, Viorica. Avizul de legalitate al domnului secretar Ciro Vasile și raportul de avizare a comisiei numărul 2. Cine comisie numărul 2? Da, comisia numărul 2 a studiat acest proiect de hotărâre precum și anexele. Și în unanimitate de voturi am aprobat acest proiect spre realizare. Am avizat spre aprobare. Dacă cineva dorește să ia cuvântul? Dacă nu, propun spre aprobare. Nu, 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 pot să pun și după aprobare, mai e o problemă. Bun. Acum, sigur, proiectul de hotărâre are o anexă. Și până securitate, consider că e justificată intervenția domnului viceprimar. Dumneavoastră ați luat la cunoștință ce își propune acest program în anexă. Dacă am fi beneficiat de o asistență mai numeroasă, atunci cu adevărat s-ar fi justificat detalierea conținută în anexă. La prima vedere, noi am aprobat în fiecare an, primăvara de obicei, e o cutumă care aveți mai multe vechime în administrație, dacă vă mai amintiți, punctul de plecare al acestei inițiative legislative vine din vremuri străvechi, în ghilimele, de pe vremea când ministru sau secretar pe stat, pe la Ministerul de Interne, era domnul Cosmâncă, domnul secretar, dacă vă mai amintiți și cei care sunt mai de mult în administrație, un personaj celebru în politica și în administrație centrală la un moment dat, cam din nordul Moldovei venea de la Botoșani. Acum, cred că și el venea pe niște cutume dinainte de 90, ca să coborăm în istorie, dar mă opresc aici, pe de-a parte. Știți că aveam celebre programe de gospodărere, de frumusețare a localității, dinainte de 90. El în sine, fără îndoială, că și-a avut rostul lor. E bine să reflectăm, am văzut și în alte unități administrative, la un moment dat, prezentate cetățenilor. Mă rog, dacă vreți, și cu electoral, că se potrivește anul ăsta și așa mai departe. Eu zic că este foarte importantă perspectiva lucrurilor. Dacă vrei să faci bine, îl faci și cu program, și fără program, și afișat, și neprezentat, este bine, într-adevăr, să fie adus la cunoștința cetățenilor, deci asta e valabil și pentru anexa prezentă la acest proiect de hotărâre. Cred că o perspectivă mai serioasă este o abordare complexă, că la un moment dat un program de gospodărire și înfrumusețare nu înseamnă numai să faci curățenie de primăvară, să mături, să implementez panțăluțe și așa mai departe, să fie o temă celebră, mai ales la nivel de administrație care beneficiază de bugete consistente și așa mai departe. Cred că poate fi coroborat la un moment dat și cu strategia locală. Un program de gospodărire ține la urmă sau implică, cred că ar trebui să ne gândim mai mult la această perspectivă a lucrurilor. Și investițiile care înseamnă gospodărire. Gospodărire pe apă, gospodărire pe salubritate, gospodărire pe niște standarde superioare la căile de administrație și așa mai departe. Dacă privim lucrul din această perspectivă coroborată și evident mai complexă, eu apreciez că întreaga administrație local, împreună cu dumneavoastră care deliberați, veniți cu propuneri, noi cei care lucrăm în viața de fiecare zi în primărie, încerc rolul
de coordonator. Aici apreciez activitatea domnului viceprimar care este în teren pentru a realiza de o manieră implicită cu propriul program, în activitatea pe care o desfășurăm împreună, într-adevăr, să arate cum trebuie, știu eu, mediul antropic din comună cel creat de om, adică și mediul natural, evident. Nu este ușor, pentru că asta înseamnă să ai, într-adevăr, și un plan, un program, dacă vrei, în cazul de față, o strategie eficientă, trebuie să ai resurse și, în ultimul instant, trebuie să ai și bună credință. Sigur, anexa este structurată pe ceea ce am structurat la un moment dat. Asta este o viziune mai facilă la lucru. Poate la un moment dat era tentat sau sub contentul dumneavoastră să spuneți, domnule, cam același programul îl prezentăm, dar nu trebuie să judecăm numai după anexă, după hârtie. Pentru că nu avem o asistență extra administrației, la urma urmei, viceprimarul a procedat corect. Domnule, nu mai interesim că îl cunoaște, continuă să stăm în departe. Dacă abordăm din perspectiva pe care am încercat să o schițez, lucrurile sunt serioase, așa cât putem noi, cu resursele pe care le avem, inclusiv cu capacitatea de a proiecta lucrurile, avem și experiență, care suntem în echipa de execuție a administrației locale, ceea ce ne trebuie să avem continuitate, într-adevăr, pentru că primăvara, normal, practic, reîncepe un alt ritm în cadrul comunității și asta obligă mai mult. Fie din perspectiva tradițională, că trebuie să facem curățenie și să plantăm și flori la modul direct, nu neapărat figurativ, fie să ne continuăm strategia locală. Atât deocamdată. Mulțumesc, domnul primar. Mai dorește cineva? Da, eu vreau să aduc mulțumire domnului viceprimar că săptămâna aceasta chiar mi-a dat o mână de ajutor. S-a curățat șanțul din fața școlii. Iar gunoiul a fost preluat cu ajutorul domnului viceprimar, cu reprezentanții celor de la celor care primesc ajutorul gunoiului. Mulțumim pe această care. Mulțumim. Dacă nu mai sunt vreo de cuvânt, propun spre aprobarea acest proiect. Cine este pentru? În unanimitate s-a votat. Vă mulțumesc. Deci, în punctul 3 al ordinii de zi, proiect de hotărâre privind aprobarea modalităților de identificare a beneficiarilor, stimulentului educațional cu formă de etichete sociale. Inițiator, domnul primar. La prima intervenție, când a dat dovadă de maximă bunăvoință, era vorba de accesarea proiectului de rectificare, am arătat deja că are legătură cu un act normativ care trebuie aplicat în cadrul comunității, mai ales în zona comunității școlare, pentru a-i ajuta pe copiii care merg la grădiniță, care provin din familii defavorizate, să trăiască un pic mai bine. Eu aș vedea această inițiativă legală într-o abordare mai complexă, poate am mai menționat și la alte întâlniri ale noastre aici, care vine din partea guvernului, așa numit program de combatere a sărăciei, dacă v-am mai amintit. Este un semn de maturitate din partea administrației centrale, indiferent de guvern. Noi facem administrație aici, probabil și precedentul guvern sau alt guvern, în locul guvernului Cioloș, tocmai ca o dovadă de maturizare a lucrurilor, ca o dovadă de maturizare a manierei de abordare. În toată Europa acum sunt
Sunt probleme de integrare, sunt probleme bolversate, apropo și de imigranți, sunt probleme, dacă vreți, de supraviețuire a oamenilor, a oamenilor săraci, a oamenilor fără patrie, a oamenilor fără speranță. Nu vreau să mai continui extrapolarea. Am zis că poate este interesant să vedem lucrurile dintr-o perspectivă care nu este foarte limpede, dar care poate să aducă beneficii. Este vorba de legea 284, apărut în timpul guvernării Ponta și aplicată de actualul guvern. Și este bine, sigur, că nu există continuitate în actul de guvernare, dar asta contează mai puțin. E important să se creeze premise pentru ca cei defavorizați să trăiască un pic mai bine. Acum, orice lege are și niște norme de aplicare, fără de care nu se poate la un moment dat. Și în cadrul normelor de aplicare este o prevedere și un moment important în aplicarea legii, aceea de a identifica pe beneficiarii, respectiv familie sau întreținătorii copiilor într-o situație mai dificilă, pentru a stabili dacă se încadrează ca beneficiari ai acestor tichete sociale, ele au o valoare de 50 de lei pentru fiecare copil. Este o abordare complexă care se desfășoară sub tutela bugetului local și a responsabilității unor așa zis actori din administrația locală. E vorba de compartimentul de asistență socială, girat de domnul secretar, de doamna Scutală. Acum mai sunt în special unul dintre cei noi angajați care sunt finanțați de UNICEF și fac parte din organigrama primăriei, domnul Claudiu Petrișor. Lucrurile deja au demarat. Nu întâmplător, Direcția Județeană de Finanțe a făcut acest juramen, a trimis această adresă și urmează să punem deliberări și rectificare. Deci, revin pentru a înțelege ce deliberăm cu prezentarea proiectului de hotărâre. La primul articol, propun aprobarea modalităților de identificare a beneficiarilor stimulentului educațional sub formă de etichete sociale, după cum urmează. La alineatul 1, utilizarea evidenței copiilor preșcolare, evidența existentă la nivelul școlii gimnaziale Bogdănești. La alineatul 2, utilizarea evidenței din registrul de vaccinare la cabinetul medical individual de medicină de familie Bogdănești. La același articol 1, alineatul 3, propune identificarea în teren prin vizitarea tuturor familiilor din cele două sate care aparțin oatei Bogdănești, respectiv satele Bogdănești și Filipești. Articolul al doilea are următoarea propunere de conținut. După aprobare, hotărârea va fi adusă la îndeplinire de doamna Scutaru Rămâinte Elvira, consilier cu probleme de protecție și asistență socială din aparatul de specializare al primarului Comunei Bogdănești. Articolul al treilea, care este și ultimul, propune următoare. După aprobare, hotărârea se va comunica de către secretarul Comunei, domnul Uncel Vasile, doamne Scutaru Rămâinte Elvira, primarul Comunei Bogdănești și instituției prefectului județului Bacău. Deocamdată atâtea. Dacă o să fie întrebări, clarificări, chiar e pasionant subiectul. Merge la comisia a doua aprobată. Considerăm că această măsură de acordare de stimulente educaționale pentru copii din familii sărace sau defavorizate este binevenită și de aceea comisia numărul 2 a aprobat favorabil această propunere. Mulțumesc. Cineva dorește să ia cuvântul?
imaginea acestui proiect? Aș mai face o observație aici. Este foarte bine și asta nu poate decât să conducă la eficiență, că de fapt asta e un lucru care vine mai de mult în administrația locală, pentru că principalii actori investiți cu responsabilitate de legea 284 sunt aici. Și doamna Cotilă Grigore, care e directorul școlii, doamna Lidia Mănicuță, la fel, poate să ne ajute în bazalitate. Da. Și fără îndoială, sunt echipiere unii care au responsabilitate pe aplicarea testului. Doamna Cotilă are experiențe. Mai este domnul Claudiu Petrișor. Da, și dacă îmi permiteți o paranteză, chiar am identificat, ieri mi s-a comunicat că avem doi copii care absentează la grădiniță. Am transmis informația către reprezentanții MICEF la nivelul primăriei și vreau să vă zic că astăzi copiii au venit la grădiniță. Deci este o comunicare eficientă, cei doi angajați sunt responsabili și părinții au înțeles mesajul. Mi-am explicat faptul că au șansa să primească cei 50 de lei doar cu această condiție să fie prezenți la grădiniță. Și astăzi, copiii s-au mai ajutat. Da, sunt de mare ajutor, așa este. Numai ce am dat telefon și am comunicat și imediat la o oră am primit informația că au mers la fața locului, au discutat cu părinții, iar astăzi, într-adevăr, copiii au venit la grădiniță. Da, mulțumesc. Mulțumesc, doamna director. Mai dorește, domnul primar? Da, domnul președinte. Domnul primar a semnat? Mai dorește ceva să spună ceva? Dacă tot suntem în discuție cu această problemă, să discutăm și o rectificare de buget. Acum? Păi, în legătură cu... Ala trebuie votat. Da. Atunci, dacă dorește cineva să mai ia cuvântul? Dacă nu propun spre aprobare, cine este pentru? În unanimitate s-a votat acest proiect. Trecem la punctul 4 a ordinei de zi. Informare cu privire la activitatea desfășurată. Domnul președinte, mă raliez eu. Treabă o legătură. După aia intrăm la pășurnată și tot pe ei. Și atunci o face cum să e bine să nu ne rupem de problematică. Asta nu o să dureze mult. Știți că înseamnă rectificare. Este o prevedere legală. Este o posibilitate legală de a conferi, cum mă exprim după propriul pacient, că mai departe mă rezervă la plagiat, oferă adaptabilitate și fluență bugetului local. În condițiile păstrării echilibrului între partea de venituri și partea de cheltuieli, este o rectificare pozitivă. Ați văzut încă, o să vedeți ce în referatul la compartimentul specialitate, redactat de doamna contabil. Deci este un plus. Nu este foarte spectaculos. 12.000 și jumătate. Dar care înseamnă contravaloarea celor tichete sociale. Am să-i dau citire proiectului hotărârii. La primul articol propus să se aprobă rectificarea bugetului local pe trimestrul 1-2016 cu suma de 12.500 lei la secțiunea funcționare, atât la partea de venituri cât și la partea de cheltuieli, conform situației anexe ce face parte integrantă din prezenta hotărâre. Articolul al doilea, care este și ultimul, primarul comunei și spontanul primăriei vor aduce la menținere prevederile prezente ai hotărârii. De atât, mulțumesc. Mulțumesc, doamnă primar. Acum, comisia numărul 1. Trebuie de rectificare. Nu se poate oportunitate. Să o facem, nu se poate. Atunci, nu trebuie discutat. Da? Ok. Da, doamna, domnul consilier, dacă spune ședința ieri în propriu, dar având în vedere că acest proiect se leagă de numărul 3, nu? Da. Deci fără asta nu și avea rost la lotul. Da. Noi în ședința de ieri o să aprobăm favorabil. Deci e aprobat favorabil, numai că nu-i făcut, pentru că nu era redactat. Da.
Nu trebuie să ne teme, pentru că... Nu, nu, dar... Lege bune și documentate trebuie să fundamenteze un proiect de hotărâre. Adică trebuie să existe inclusiv avizul Comisiei de Specialitate. Am înțeles, dar eu trebuia să îl adoptați astăzi, că l-a adoptat, e nu avea să-l adoptat, pentru că nu primiți în ce pleci de la direcțiile penale. Da, da. Important să facem ceea ce trebuie pentru a-i ajuta pe cei care... Da, nu. Deci, ca atare, proiectul e avizat favorabil. Bănuiesc Comisia numărul 1 de acord. De acord. Mulțumesc. Mulțumesc, dacă mai doresc cineva să-i apunte. Supun la vot. Cine este pentru? Domnul invitate s-a votat. Vă mulțumesc. Trecem la punctul 4. Informare cu privire la activitatea organizată desfășurată pe izlazul comunal în anul 2015. Prezintă domnul viceprimar. Da, domnul. Eu cred. Ați avut și pe asta, domnul? Informare cu privire la activitatea desfășurată pe izlazul comunal în Bărbire, județul Bacău, în anul 2015. Domnule primar, domnule și domnule consilier, conform dispoziției numărul 114 din 5-7-2012, emisia de primărie a Comunei Bogdanești, județul Bacău, viceprimarul Comunei coordonează activitatea de pășunat de pe izlazul Comunei din punctul Bulziș-Cută, proprietatea Consiliului Local al Comunei Bogdanești, județul Bacău. După cum știți, și din anii anterior, în baza hotărârii Consiliului Local 12, din 27-3-2013, sunt încheiate două contracte de închiriere pentru pășunat din izlazul comun. Contractul 1401 din 27-3-2013 cu domnul Mititelu Cătălin Constantin pentru suprafața de 42,75 hectare pășunat. Contractul 1400 din 27-3-2013 cu domnul Mititelu Gheorghe pentru suprafața de 19,79 hectare pășunat. Au fost încasate sumele aferente celor două contracte și impozitate pentru terenul arendat. În baza celor contracte au fost efectuate de cei doi contractanți de igienizare și curățirea pășunii cu o perioadă de 50 de zile, raportat la numărul efectiv de animale deținute. În ceea ce privește pădurea existentă, de 148,30 hectare, care după cum știți este dată în pază și administrat conform prevederile codului silvic și protocolul silvic ministru a Cașcă. În urma procesului verbal de negociere a tarifelor pentru serviciile silvice ce se execută în anul 2015, anexă la contract 1065 din 30.10.2012, a fost încheiată actul adițional numărul 2 la același contract privind paza și administrația pentru 106,2 hectare fond forestier și 42,1 hectare pășune împăduită. Valoarea totală a contractului fiind de 6.699,61 lei fără TVA. S-a efectuat plăți către Ocolul Sierii Monasterea Cașii, sume de 8,312 lei servicii paze pentru pădure și pășunat în pădurii. S-au încasat 1908,18 lei contra valoarea masei rămase și pentru anul acesta voi lua toate măsurile pentru activitatea de pășunat să se desfășoare în condiții impuse de lege. Atât în ce privește activitatea de pășunat, cât și activitatea de curățire a pășunii. Se va urmări lucrurile de igienizare și întreținere ce trebuie să efectuate pe pășune comunală, cât și a ceea ce se privește. Vom asigura prezența de ori, de câte ori vom fi solicitat de către un post civic, mecașe, pentru marcare sau pentru alte activități ce vor avea loc împreună cu reprezentanții Ocolului Silvic. Vă mulțumesc! Da. Deci, având în vedere că a fost o informare, trecem la punctul 5. Nu, dar puteam ne scriem la punctul. Chiar puteam ne scriem. Aș vrea. Domnul consilier Sanciu. Da, mulțumesc. Domnul consilier.
O întrebare, de fapt, l-am întrebat și el, domnul Grigore, mi-a răspuns, da? Deci, exploatarea nu s-a făcut. Nu. Marcări nu s-au făcut. Nu. Deci, ca atare, ce ați... Pază și protecție. Da, atât, pază și... Pază, propriu-zis. Nici n-ați avut în cazul ăsta prea mult de lucru cu Huta. Oricum, eu vă felicit pentru efortul depus pentru chestia. Vă mulțumesc, domnule președinte. Da, mulțumesc. Mai dorește cineva? Eu mai dorește. Mă rog, domnule. Poate are fi util pentru eficiente, dar nu de bază, depinde de noi toți. Asta depinde de dumneavoastră, nu este deliberat eu. Eu aș subliniat că nu este ușor să gestionez pădurea. Cel puțin comentariile în marcarea, chiar și anchetele la nivel național, care se conturează vrând de vrând în niște statistici îngrijorătoare privind Fondul Forestier Național, diminuarea lui la modul sălbatic chiar. Este bine că am depus eforturi considerabile în anul 2015 pentru corectă gestionare. Pentru că noi avem clauze contractuale, contract serviciilor de fază și administrare, conform unor cutume legale. Cel care ne asigură, respectiv Rom Silva, conform codului silvic, pentru că noi nu avem structură silvică organizată la nivel de primărie, el își scoate contravaloarea serviciilor din debitarea masării noastre, care se face după niște reguli conținute în codul silvic. Asta este bine. Am reușit pe ideea de o mai eficientă gestionare să renegociem prețurile, dacă vă mai amintiți, care au fost stabilite tot de către dumneavoastră, care sunt mai convenabilă. Ar mai fi o observație care am putea o face. La un moment dat am primit niște mesaje sub tip formă, au fost recepționate, asta e ca maniera de discutat. Dar și în mod direct, dacă putem găsi soluții legale pentru a-i ajuta pe cei care doresc să cumpere lemne de foc. Mai ușor îl rog pe domnul viceprimar ca să se preocupe. Deși în permanent am fost în legătură directă cu pădurarul care asigură efectiv pada, domnul Grigore Dinu, și lemne de foc nu au lipsit. Din potrivă, întotdeauna a fost la modul suficient. Că la un moment dat, cei care doresc să cumpere masă lemnoasă, doresc, de fapt, lemn de rulaj, să tai copacul de picioare care costă mai scump și așa mai departe, asta este altă poveste. Dar, într-adevăr, este bine să fim atenți și la acest aspect, în condițiile legii. Atât. Mulțumesc. Mulțumesc, domnul primar. Trecem la punctul 5 al ordinii de zi. Proiect de hotărâre privind aprobarea taxelor de coșunaș, taxelor de ploaie pentru animalele și animale pe anul 2016. Inițiator, domnul viceprimar. Ați avut-o la mapă și nu știți care este situația, așa trebuie la propuneri. La articolul 1, începând cu data de 1 mai 2016, să se înboiască animale pe zrazul comune din punctul de pădurii, poate urmează. Bun. Bovine și cabaline au 12 lei de plată pe cap de animal. Tineret, bovine și cabaline, 8 lei. Bovine și caprine adulte, 5 lei. Tineret, ovine și caprine, 4 lei. Porci, 10 lei. La articolul 2, contribuția în muncă va fi efectuată de fiecare crescător de animale în parte pe tot parcursul anului, după cum urmează. 1. 2 zile pentru fiecare bovină sau cabalină adultă. 2. 1 zi pentru fiecare tineret, bovină sau cabalină. 1 zi pentru fiecare 10 ovine sau caprine.
pentru fiecare zi de muncă neefectuată, proprietarul de animale vor plăti suma de 50 de lei. La articolul 2. Până la data de 1.5.2016 se vor lua măsuri de încheiere a contractului de pășunat cu crescătorii de animale. Repartizarea suprafețelor de pășunat pentru fiecare beneficiar și încasare în totalitate a taxelor de pășunat. Articolul 4. Proprietarii animalelor găsite pe pășune comunală vor fi obligați la plata daunelor provocate de animale și taxelor de gloabă dacă nu au contract de pășunat după cum urmează. 1. Bovine și cabanele adulte 20 de lei, tineret bovine și cabanele 15 lei, ovine și caprine adulte 15 lei, tineret ovine și caprine 10 lei, porci 30 de lei. La articolul 5, cu data intrării în vigoare a hotărârii să se aprobe hotărârea Consiliului Local al Comunei Bobinești de Bacău, numărul 18 din 25.03.2015. La articolul 6, hotărârea să fie adusă la cunoștință publică prin afișare la sediul Consiliului Local Bobinești și la alte locuri publice. Avem referat-o doamna Toma Viorica, expunerea de motive făcută de mine, avizul de legalitate al domnului secretar și raportul de avizare, probabil domnul Stan. Mulțumesc, domnule. Poftă, domnule. Da, noi și acest proiect, în decursul zilei de ieri, am luat la cunoștință de ieri, de el, de altfel și domnul viceprimar ne-a zis aliat. Ca care noi am votat favorabil, noi comisia 1, am votat favorabil acest proiect, vă mulțumesc. Dacă cineva dorește să se ia cuvântul, te rog. Dacă nu avem un scris la cuvânt, atunci vom spune aprobare. Cine este de unanimitate să votați acest proiect? La punctul 6 avem solicitarea adresatei Consiliului Local. Domnul secretar? Avem și nu avem. Deci nu sunt solicitări pentru ședința de astăzi. Acestea sunt discursii de clasă de închis. Mulțumesc. S-a despoi. S-a despoi.